Salutare băieții mei, încă un episod din cariera noastră minunată cu cei de la Tenerife. S-au întâmplat multe și în episodul trecut și acum două episoade, s-au accidentat ADM-i, Eladi, nu mai avem atacanți. Hai să vedem ce putem face în episodul ăsta. Până atunci nu uitați să apăsați și voi butonul de like și cel de subscribe, să ajungem o dată la cei 750 să dăm și giveaway. Hai să dăm! Suntem în joc, aveam un match cu cei de la Zaragoza de pe locul 14, noi rămânem pe locul 9, foarte aproape de locul 6, unde ne dorim să ajungem, la 4 puncte de locul 6, avem câte 28 de meciuri fiecare, e perfect, mai mult decât perfect chiar. Până dăm drumul la match, hai să ne uităm un pic peste echipa noastră minunată, pe rea asta trebuie să zboare, nu prea stau toți super bine. Dar vedem ce putem să mai facem. Ne trebuie un atacant, oricum am semnat cu jucător, dar o să vină super târziu. Layout staff-ul nostru aici, Fire Scout. Ok, du-te. Trebuie să ne luăm niște scouts ca lumea. În primul rând, care e cel mai bun de aici? Bage nu știu ce. Ăsta și ăsta ar fi. Deci îl trimitem pe ăsta de 2.800.000 plătim chiar. Pe care o să-l trimitem în Germania timp de 6 luni ca să ne găsească un viitor atacant și să vedem cu ce vine. A plecat deja cu avionul, s-a auzit avion. Aici mai angajăm încă unul. Erwin van de Pol, 4 milioane. Nu cheltuim 4 milioane că n-avem cum, că mai avem 4.300.000. Îl trimitem pe ăsta de 2 milioane, Roberto Abate, și îl vom trimite. Nu, ăsta îl trimitem în Franța 6 luni și să ne găsească încă un atacant. Încă unul. Mă rog, căutăm atacanți. Mai avem doar 2 milioane buget în squad. Hai să vedem la academie jucătorii, că l-am pe ăsta care pare ok și are 17 ani. Este un left mid, left wing, dar poate putem să îl are sprint, stă ok, dar n-are shooting, în schimb are dribbling și physical. Ce aș putea să-l fac pe asta? Sprint, dribbling și physical. Putem să-l facem RB, nu știu ce să-l facem, el e KF, zic ei, dar nu prea arată de KF cu pace-ul ăla. A, uite că-i crește, mă. A, nu, stai că am dat pe alt jucător. Care e, mă, ăla, mă, ăsta, mă, stai, mă, că mă dusesem pe alt jucător. Ăsta, postul, are 66 pace, shooting, are passing mare și dribbling. Ăsta ar merge cam să-l facem K-A-M din L-M. În 4 săptămâni e forță. E gata în 4 săptămâni. Nu, mă, white playmaker să fie. L-am făcut, îl băgăm în echipă. Ăștia doi... nu am ce să fac cu ei. Îi ducem de aici, că și așa stăteau degeaba. Vedem și în inbox care e treaba. Abate, nu știu ce, că au plecat ăștia doi. Ne-au luat banii și au plecat. Hai să vedem până acum ce zic băieții. Cine stă cel mai bine cu golurile la noi? Eladi stă cel mai bine, 17 goluri, Dauda, după aia Ademi, care ăștia amândoi au ambulanțe. După aceea Coredera, Aitor Sanz, Teto, nu e mare șmecherie. Hai să mergem la play acest match și să vedem un pic team management aici, ce am putea să facem. L-am promovat pe Nenea Alves, dar stai așa că nu intrăm în match încă. Nenea Alves ăsta, mergem la transferuri, nu la transfer, la squad hub și îl vedem pe nenea ăsta de l-am semnat acum. Unde ești, mă? Unde e, mă? Cum îl cheamă? Uite-l. Alves. Afonso Alves. De 68 overall, îl dăm un pic în loan, să vedem ce zice. Și acum intrăm și în match cu locul 14 și hai să vedem ce se întâmplă. Reușim să mai urcăm în campionat sau rămâne tot acolo și suntem proști în continuare? Jucăm seara, ia uite ce mișto. Hai băieții mei să vedem care e treaba. Așa n-ar trebui să fie problemă, doar că nu avem atacanți, frate, nu mai avem atacanți. Așa, mă, Alexandru, mă, hai, mă, că tu știi. Tu știi. Și? Tieb? Ce pasă da Tieb? Haide, mă. Alexandru? Nu, no, jucătuțe în verde. Puche.
continuăm acest meci minunat cu pase în centru. Stieb, nu, mă, Alexandru, tu nu prea greșeai pase așa tare, ești nebun? Îți e rău? Hai cu ea în careu. Te întorci. Hai la pasă, băieți. Bine? Alexandru? Alexandru Bară, nu pot să cred, din careu. Cam mult i-a luat până a dat șutul ăla. Hai să scăpăm aici. Nu. Bine, portar. Bine, m-am scăpat. Mamă. Uite ce ne chinuim cu ăștia de pe loc, cu un miliard. Și Ibra Perez, Nacho cu cine? Nacho cu ăsta? Dauda. Bine, gol, minutul 30. Mo Dauda. Ia, ce faci? 1-0, minutul 31, mod Auda gol, care o să plece săracul. Să vedem, poate putem să mai prelungim loan-ul ăsta cu el. Poate. Hai mă, că băieții știu cu mingea. O schemă ceva? Mi-a luat mingea. Ce pasă? Nu, am tras pe roșu. M-am panicat. S-a terminat prima repriză. 1-0 pentru noi. Uite-i pe ăștia ce mă deposedează și o dau pasă înapoi. Nu, trebuie să am grijă să nu-i dea pasele ăsta. I-a dat. Bine, portar, numărul 1 portar. Nu, da. Ep, și apă aia, cu banda asta, melot. Nu vine nimeni la pasă, să vă fută drac. Mata gay. Haide mă, în banda asta aici, uite ce ne umilește ăsta. Nu se poate, ne-a dat Gabi Florin, ne-a dat gol. O pasă bună aici. O pasă înapoi. Dauda? Nu e Dauda? Bine, bă! Perea! 2-1, minutul 73. Avem 2-1, minutul 74 și trebuie să facem cumva să ținem de scor, că e haos. Grijă mare. Gabi Florin la minge. Mamă, ce ne face Gabi Florin? Eugen! Gabi Florin și cu Eugen. Giuliano. Ei, nu! Nu, Bermejo. Nu, am luat gol minutul 82 pentru că sunt proști ăștia. No, s-a terminat 2-2 din păcate cu locul 14. Numai ce interviu aș putea să mai dau? Să zic că ce? Nu mai zic nimic. Am luat doar un punct din meciul ăsta care ar fi trebuit să fie 3 puncte neapărat. Al aveți loan, uite, îl vrea Fenerbahce. Mama, are market value 3.300.000, sunteți nebuni? Hai să negociem, îl dăm la Fenerbahce. Hai să vedem, nu prea mă interesează ce iau pe el. Ce-am făcut cu aia? Pe ce am apăsat? Al aveți loan offer. Cine mai vrea? Freiburg. Hai, îl dăm. Dar îl dăm doar un an, îl dăm maxim. Că după aia vreau să jucăm noi cu el. Deci am apăsat așa și am zis proposed loan without buy option. Da, nu. Deci am dădusem bine primar. Nu? Adică vreau să-l dau împrumut, dar fără să mi-l cumpere după aia. În fine, lasă că ne aruncăm un pic în squad hub, nu aici, în team management. Și o să-l punem direct pe bancă și o să-i dăm și lui minute. El este un LM acum, dar ar putea să joace ST în locul lui Nea Perea ăsta. Și-l băgăm, unde-l băgăm? 62, Ruiz ăsta, ieși. Bun, perfect. Ăștia încă sunt accidentați. Și Eladi, nu ne zice nimeni când vine? Am salvat echipa și trebuie să mergem în squad hub, sigur. Și să-i găsim pe ăștia cu ambulanțele la ei. Eladi. 4 săptămâni vine la dinapoi, ADM-i încă 6 luni. Încă 6 luni, playtime, păi n-ai playtime, ce să-ți fac? N-am ce să vă fac, băieți, ce aș putea să vă fac? Iau Academy, nu mai am nimic, go to scout network. Ăștia 6 luni i-am pus, returning pe 4-9-2023. Deci mai au ăștia de stat, oricum de-abia i-am trimis. Nu prea ne-am descurcat bine meciul ăsta. Am făcut 45 de puncte când puteam să facem 48 sau 47. Și acum Eibar au 51. Iar stăm prost, la 6 puncte ne-am dus când puteam să fim la 4. Mă rog, haide să vedem și meciul cu Ibiza. Și poate până atunci se mai întoarce cineva. Dar nu cred că se întoarce niciun scouter, nimic. Dar o să-l aruncăm în meci pe domnul de 17 ani în locul lui Perea. Unde ești, mă? Alves, Afonso Alves. O să-l punem în locul lui Perez puțin,
să stea și el acolo pe rest, să vină un pic pe banc. Cât are shooting pe rest ăsta? 51. Vreau cineva cu shooting mai mare. Lare are 62. Dar e CDM. 61. Hai, Lare. Eu știu că nu-ți convine. Dar și ce să-ți fac? Bun, jucăm cu echipa asta. Contra Ibița, ăștia oricum pe locul 21. Adică n-ar fi mare panică. Trebuie să luăm neapărat 3 puncte de aici. Neapărat trebuie să luăm 3 puncte de aici. Și să vedem după aceea ce se mai întâmplă. Meciul trecut ne-am împotmolit unde nu trebuia. În loc să luăm bătaie de la oia jmecheri, am luat bătaie de la unii care nu erau cine știe ce peste noi. Dar să vedem că și ăsta, ăștia ne camping. Uite ce mic e. Ce mic e Nacho, coaie, ce mic e Nacho. Bă, sunteți pe ultimul loc, coaie, nu mă mai atacați. Alves, ia uite-l. Uite-l pe Alves. Afonso. Trebuie să marcăm, trebuie să... Mamă, ce pas a dat ăsta, frate, de la Ibița pe locul 21. Ăștia de pe locul 21, frate, se întâmplă ca în viața reală. Să ne bată ultimul loc. Hai mă, Larea, dă-i în ea odată. De ce te-am mai băgat? Bine, portar, dar era offside oricum. Mamă, dar ce... Ce pase încearcă ăștia? Alves? Alves, ce șut prinde, dar... O prinde și portar. Hai mă, cu capul ăla odată, frate. M-a sărit ăla. Castel. Mamă, ăsta e ăla de ne-a dat gol în cupă, frate, Castel. Deci în cupă i-am bătut, cred că cu 3-1 sau 3-2, nu mai știu. Și uite câte probleme ne fac acum cu Nolito ăsta, mi-l aduc aminte. Mamă, al patrulea corner la rând. Hai băieții mei, un pic de grijă. Bine, hai că a bătut așa ăsta ca prostul. Portar, mamă, n-a bătut ca prostul deloc chiar. Bine asta aici. Și tu jos, mă, haide mă că asta e, mă. Asta e, mă. Uf, Dauda, de ce Daniel refuzatul? Daniel fuzatul. S-a terminat și prima repriză, 0-0 cu Ibița care este pe locul 21. Uite ce față de pumn are ăsta. Hai să vedem și a doua repriză ce se întâmplă cu Sieb și Larea în atac. Sieb ăla am dat foarte mulți bani pe el degeaba, dar o să-l vindem. Nu-mi place deloc cum se mișcă. Ademi, da, Ademi era ceva extravagant. Dar n-a vrut să mai rămână cu noi, cu cei vii. Dauda? Nu, mă, nu poate să treacă și el de unul, mă. Și e corner pentru... A, e offside, e foul. Cartonaș galben, roșu. Ai torțans? Nu se poate. Daniel Fuzatu apără. Dacă nu dăm gol până în minutul 70, trebuie să mergem pe all-out atac. Trebuie neapărat să plecăm cu 3 puncte de aici și trebuie să riscăm chiar și o înfrângere pentru alea 3 puncte. Dar Jeremy Melot posibil să schimbe aici situația în această pasă care nu e offside către Sieb. Și ce face Sieb? Ce face Sieb? Îi face, îi dă țeacă. Aolo. I-a dat țeacă coaie la portar, la nenorocit. Oare ăsta să fie golul victoriei? Sieb din nou. Hai că nu e așa prost Sieb ăsta. Ba da, este, da, este forță. Castel, uite-l bă, Castel ăla că mănâncă toate zilele. Nu, portar. Am făcut penalti și portarul apărase. Dreapta. Bine, Javi! Apără, mă, Javi. Bă, portarul nostru e cel mai bun om din echipă. Da, e și capitan, frate. Escobar, Escobar, Escobar. Bine, Javi, bă! Numărul 1, Javi, coaie, vreau să zic de Javi. Vreau să dau interviu după meciul ăsta și să zic de Javi, numai toate cele bune. Bine, s-a întâmplat numai bune. Bă, ce bară, Sieb! Și cu capul nu se știe, cu capul nu se știe nimeni. Man of the match, Javi Diaz. Că fără el, degeaba am dat un gol. Că mai luam o grămadă. Și oare... Încă un gol în ultimul minut, Sieb. Sieb cu dubla în acest match și Ibița pleacă acasă la ei în Ibița. Îi învingem pe Ibița la noi acasă, 2-0. Perfect, 3 puncte. 3 puncte chiar... Chiar aveam nevoie de 3 puncte aici. Nu mai dau interviu, nu-mi place să dau interviuri, să mă filmeze lumea. Albacete 2-2 cu Levante, Sporting 1-1, nu mai știu cu cine.
Și dăm un advance și vedem pe ce loc am urcat în campionat. Alaves loan offer. Cine mai vrea să-l ia? Pe 2 ani? Nu vi-l dau 2 ani. Nu vi-l dau 2 ani. N-aveți cum. Hai să negociem pentru nenea asta. Deși s-a mișcat bine acolo la mijloc. Proposed 1 year loan. In fact, we will, very good. Bun. Îl dăm un an. Îl dăm. 60-40 noi. Eu vreau să dau 30. That doesn't work for us. 35. Ah, păi, stai un pic. Deci ăsta pleacă în loan un an și după aia la Montpellier și după aia o să vină înapoi forță. Și rămânem tot pe locul 9 cu 48 de puncte și jucăm cu Real Sporting care au tot 48 de puncte. Bassam Alaoui pleacă la Qatar și Mohamed Daouda în Ghana. Aici ce să vă fac? Lasă că bag eu pe altcineva. Stați voi liniștiți. Să vedem în squad hub aici ce s-a mai întâmplat. Overall. Tedres Râbă ăsta are plus 2. Ruiz are minus 5 care are 1 miliard de ani. Perea plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 3 Diaz, 68, Sie plus 2, 20 de ani, ăsta n-arată rău, coaie deloc. Și ăsta deja are plus 1, Alves. Un an player performance, un an o să plece și o să vină înapoi forță. Plus 2 Gonzalez, plus 3 Alraoui, ăsta e bun. Plus 2 Corredera, plus 3 Daouda. Și stâul ăsta al nostru de 20 de ani, de 66, ce zice? Păi îl chemăm, frate, că n-avem cu cine să jucăm. Recall, 6300. Hai, vină înapoi. L-am chemat pe ăla înapoi acasă, că n-aveam cu cine. Deci, campionatul stă în felul următor după meciul ăla. Suntem pe locul 9 cu 48 de puncte și avem meci cu locul 8, tot cu 48 de puncte. Facem 51 de puncte și dacă îi bar face vreo minunăție să ia bătaie de la Granada, mergem direct pe locul 6. Loc de bătălie pentru promovare. Bun, hai să vedem un pic în squad. Să vedem, Perea ăsta iese un pic. Și o să intre domnul Etian. De unde ești, mă? Spania. Și hai să vedem meciul cu cei de la Real Sporting, locul 8. Dacă noi reușim să câștigăm și meciul ăsta și Eibar se încurcă cu Granada, trecem pe locul 6. Hai să-i dăm bătaie să vedem ce se întâmplă cu nebunii noștri. Trebuie neapărat să plecăm cu victoria și de aici, chiar dacă ăștia sunt un loc peste noi. Suntem la egalitate de puncte și trebuie să facem ceva nemaipomenit în meciul ăsta. Cum ar fi pasa asta, dar a doua pasă n-am mai vrut. Către Alexandru. Pasă cu călcâiul. Ethan, prima lovă. Mamă, primul șut al lui și pe verde Etian. I-am zis Ethan. Da, pe lângă poartă, frate, ce aproape a fost. Hai. Uite cine e ăsta care 29 le ăstora. Pasă în spate. Pieb. Respingere și intră mingea în poartă. 1-0 minutul 13. Mamă, minge deviată care intră în poartă. Vreau să vă reluarea. Bassam pasă aici la Sieb. Mamă, cu mâna, cu cea dată la, cu degetul mare. Hai, bine. Bine recuperarea asta. Și Daouda e trimis în față. Etian, bă, morții tăi. Nu se poate, mă. Sieb ăsta parcă știe mai bine. Uite-l aici. Nu se poate, mă, dar nu poate să bagi și el mingea aia în poartă. Băi, Etian, față de ciocan. Hai și tu cu o pasă, bravo. E printre doi jucători, bă, dar nu se poate să intre ce apără Marinho ăsta. Minutul 39, e ok, avem 1-0, dar se poate și mai bine decât să stăm să ne apărăm, nu? Camputan. Nu. Ieșiți cu ea de aici, mă. Bine, portar. Avem portar de clasă mondială. Uite-l ai. Noroc cu portarul, că altfel
Eram plin de goluri. Bine, Nacho, cum a stat acolo Nacho. S-a terminat prima repriză, avem 1-0 contra Real Sporting, care sunt pe locul 8, fix înaintea noastră, la egalitate de puncte. E bine la scorul ăsta, nu e panică, doar să, să nu luăm. Aia e problema, că dacă ne dă 1, ăștia ne-l dau și pe al doilea. Că doar sunt Real Sporting, nu oricine. Nu da pasă acolo, nu fi muist. Bine, hai, am ieșit cu Alexandru de aici. Mamă, ce lemn e ăsta. Hai. Și Ethan cu primul lui gol. Ethan, iar i-am zis Ethan. Etian cu primul lui gol. Din fața porții. Dacă și rata, nici măcar nu știu dacă e dreptat sau stângaci, în primul rând. Ibra Perez, te-ai dus. Ethan. No, dar pasa o interceptează George Pola. Uite-l pe ăsta, mă. Ce faci, mă, omule, mă? E respinsă. Nu, mă, uite ce prost e sătâul ăsta. Mamă, ce pase am scos aici. Și se face 3-0, Alexandru, minut 85. Deja încep să-l cunosc pe Alexandru după păr. Și se termină meciul 3-0 contra Real Sporting. Și acum să vedem ce s-a întâmplat cu Eibar. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu Eibar. Bine că m-ai băgat în naționale Noua Zeelandă, că nici nu știu unde e. Tot vrea cineva să mi-l cumpere pe Corredera, frate, dar nu vi-l dau, mă, frate, că încă nu. Reject offer, direct Burnley. Stați cu minți, nu vi-l dau încă. Avem international friendly cu Mexic, cine este ăștia? A plecat cineva. A plecat ăsta 12 luni la Montpellier. Quick Sim cu Ghana. Deci noi suntem manager și Dauda a mers la Ghana, ăștia cu care am jucat. Noi acum am făcut 1-1, Ghana-Noua Zeelandă. Dacă erați curioși de Ghana-Noua Zeelandă, 1-1 s-a terminat meciul. Și am trecut pe locul 8, nu am trecut pe 6 cum am zis eu, pentru că eu nu știu să calculez ceea ce înseamnă campionat. Hai să ne uităm un pic peste. Deci suntem pe locul 8 cu 51 de puncte și locul 6 au 57. Eibar au câștigat, se pare. Cu cât? Nu, au luat bătaie de la Racing Eibar. Păi și când? Și de la Levante au luat bătaie. Ce se întâmplă, mă? Eibar au bătut 1-0, mă, ei pe Granada de pe locul 4, mă, frate, mă. Și noi avem acum cu locul 7. Iar un loc peste noi. Unde mergem, oare? Dar nici nu trebuie să mai intru aici, că văd direct. 51 cu 3 facem 54 de puncte. Nu, mergem nicăieri. Mergem maxim în locul lor dacă îi bate. Dacă ești rămâ, te super degeaba. Hai și să-l băgăm și pe Larea în locul lui Sans un pic. Să mai stea și el ăsta, restul puteți să vă supărați. Pe partea de transferul nu putem să mai facem nimic până vin scouții. Mai avem doar 2 milioane și o să intrăm cât de curând pe minus dacă nu facem ceva cu campionatul ăsta. Hai să vedem și ce se mai întâmplă. Deci avem meci cu Malaga, după aia cu Canada, după aia din nou cu Albacete, încă 4 meciuri, 8 meciuri, încă 8 meciuri. Încă 8 meciuri, se termină campionatul, trebuie să facem ceva, trebuie să fie haos. Hai să vedem meciul cu Malaga de pe locul 7. Fix înaintea noastră, cu un punct mai mult au. Auto replace the unavailable player just for this match. Nu. Cine e unavailable, mă? Wow. Dauda e unavailable. Asta. Nu. Bun, hai că am făcut și schimbările, că ea sunt plecați la națională și... mă. Nu jucăm cu echipa bună, dar hai să vedem ce facem cu Malaga de pe locul 7. E un match aproape decisiv, să zic așa. Man of the moment, Armindo Sieb. Armindo îl cheamă. Armindo. Hai să vedem, Malaga, de ce sunteți în stare și dacă ne ajutați să promovăm și noi. Un 2-0 ca meciul trecut și aia e nebunul. Bine? Nu mai e bine. Bine, mă, portar, ce portar avem. Da, cât să mai avem și portar, frate. 1-0 Malaga, minutul 8 și ce gol, frate, dintr-o greșeală. Meciul ăsta e aproape decisiv, dar cu pasele astea unde să mai mergem, mă? Unde să mergem cu pasele astea?
cu capul e mai greu. Dar acum, fuuu! Prima șansă adevărată de a da gol cu cap. Și o trivela. Mamă, Siev, mamă, ce pa. Mamă, trebuie neapărat să egalăm, frate, nu știu cum să vă zic. Nu știu cum să vă zic, băieții mei, dar trebuie neapărat să egalăm, că e groasă. Nu. Uite-l pe ăla, a trecut pe între patru oameni. Na. Nu o să poate, 2-0, minutul 33. Ce înfrângere o să fie asta. Nici nu vreau să mă gândesc că i-am dat cu mingea în gură lui ăla. No. Ce recuperări ordinare. Se vede că nu mai e Dauda la mijloc acolo. Și al Raui ăla în apărare. Na, am pierdut pas. Bine. Bine golul ăsta, e perfect, minutul 44, Etian, hai coaie, nu mai lăsa să mă atace, ești nesimțit, așa, perfect. 2-1 la pauză, hai că avem șanse originale chiar. O dai în spate, bine, și tu, Etian, nu mă, Etian, Mamă, nu, eu trebuie să dau, nu te iau, nu! 3-1, minutul 60. Și asta înseamnă că mergem pe all-out attack, frate. Și acum, de momentul ăsta, ce-o fi, o fi. Mamă, nu e bună deloc înfrângerea asta, chiar nu era nevoie. Chiar nu era nevoie de 4-1, frate, în meciul ăsta. Mamă, ce fac ăștia, cum mă să le iau mingea cu aia, că eu aș vrea. Hai, fugiți în pula mea! Jose. Bine, 4-2, dar nu mai e greu, e greu. Trebuie să mai prindem încă două faze de astea. Băi, ce meci era ăsta, bă, frate, bă. 4-2, luăm bătaie acasă cu Malaga. O înfrângere care nu prea avea ce să caute, că ne cam complică toată treaba noastră cu promovarea și cu ce vroiam noi să facem. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu campionatul și câte șanse mai avem. 7 meciuri în da, de acum, fără meciul ăla. Stai așa că mai avem cu Canada aici o treabă. Ce se întâmplă ea? Am luat bătaie de la Canada, n-are nimic. Hai să vedem cu clasamentul ăsta aici ce s-a întâmplat. Mai avem 7 meciuri de jucat. Wow, Malaga vine pe 7, chiar dacă ne-au bătut, și Granada pe 6. Mamă, suntem la 8 puncte din nou de locul 6. Am avea șanse, suntem acolo, suntem pe 8, e ok, dar o să fie foarte greu. Oricum, asta o să vedem în episodul următor, meciul cu Villarreal B, pentru încă 3 puncte. Mersi frumos că m-ați urmărit, apreciez. Chiar am văzut că vă place seria asta prin like-uri și prin comentarii acolo și vizionări la videoclipuri. Așa că ne vedem în episodul următor. Mersi frumos încă o dată. Ciao!